Sunt Liviu Mihaiu, jurnalist și activist ecologist. E foarte greu să vorbești despre tine, evident autoapreciativ, despre cariera ta, care, mă rog, nu cred că este foarte scurtă, are 21 de ani și a început în februarie 1990. Și a început bine pentru că a început cu un moment de grație din care orice generație care o trăiește are foarte mult de învățat. Și evident că mă refer aici la Revoluție. Revoluția e Big Bang-ul devenirii mele. De ce? Pentru că Revoluția am trăit-o pe stradă, ca student, deci am trăit-o implicat. Și implicarea este atributul întregii mele cariere. Cariera mea, deși nu mi-e la îndemână să o numesc carieră. De obicei, carieră își numesc devenirea oamenii care vor să aibă succes și mai mulți bani și să ajungă undeva sus, să aibă un status social, mașină, casă și ceea ce înseamnă atributele clasice, generale, de masă ale unei deveniri. Eu am două etape, care vă să zic că etapa pe care am început-o în 1990, anume jurnalismul, în februarie 1990, înființat alături de colegii mei, cel mai celebru jurnal satiric din România și ăsta se numește Academia Cațavnicu. Și a doua etapă este activismul civic, mai precis ecologia. Deși ele sunt niște surori, pentru că jurnalismul, așa cum l-am practicat în anii 90, în perioada cea mai boemă, cea mai romantică, și cea mai militantistă a jurnalismului, pentru că ideologia jurnalismului în anii 90, în deceniul 10, a fost anticomunismul. Deci a avut această inserție de ecologizare a societății. Așadar, jurnalism și activism civic. Aș putea spune că a început în 1990, în 2004 am început să construim Salvați Dunărea și Delta. Astăzi suntem în 2011. Așadar, pot să spun că din punctul ăsta de vedere sunt un om fericit pentru că în viață cel mai important lucru în opinia mea este să ai o cauză. Nu să ai o mașină, ci să ai o cauză. Nu să ai neapărat un status, ci să realizezi ceva în prejurul tău. Și acum cred că menirea unui om, nu mai dintr-o perspectivă creștină, ci chiar dintr-o perspectivă laică, agnostică, este să-i ajute pe cei din jurul său, pentru că ajutându-i pe cei din jurul său, ajută societatea în care trăiește să devină mai fericită și mai bună. Nu există altă motivație pentru care vrei să te implici în devenirea unei societăți decât să o faci mai bună. Așadar, pot să spun că jurnalismul a avut în perioada anilor 1990-2000 acest aspect de implicare personală și comunitară. Adică am scris, am ieșit în stradă, am protestat, ne-am întors în redacție, iar am scris, iar am ieșit în stradă și am protestat. Deci, jurnalismul militantist m-a ajutat enorm, nu numai să scriu mai bine, nu numai să înțeleg lumea mai bine, ci să cred și cred cu tărie că se pot face foarte multe dacă te implici în cauzele din jurul tău. Sigur că
o să mă întrebați sau o să vreți să știți care este secretul succesului unui om care este o figură în ceea ce privește activismul ecologist, care este secretul succesului unui om care se consideră un jurnalist bun și implicat în devenirea societății. Și probabil că o să vă spun secretul ăsta în câteva, hai să spunem, cuvinte, în câteva concepte. Și anume, educație, comunicare, entuziasm și cauză. Asta sunt, dacă asta este masa cu patru picioare a devenirii mele. Entuziasmul e absolutamente necesar. Pentru că este combustibilul care îți dă forță pentru a lupta în fiecare zi fără să disperi. Știți foarte bine că un mare explorator arctic spunea: n-ai reușit, continuă. Un altul spunea: e plin cimitirul de oameni care au renunțat să mai lupte. Un altul spunea: cenușerea sa n-a trebuit să-și dea jos rochea ca să-și ajungă să-și cucerească prințul. Asta cred că e una din, haideți să zicem, una din filozofiile cu care mă simt eu confortabil. Sigur că istoria pe care am trăit-o mă avantajează. Fac parte, cum spuneam la început, dintr-o generație care s-a născut în stradă, în Revoluție. Și care a văzut că se poate, care a văzut o revoluție a celor mulți, cum reușește și schimbă o dictatură cu o democrație pe care nici astăzi n-am perfecționat-o, pentru că democrația este, nu este o formă de existența societății perfectă. E limpede că democrația e imperfectă și dacă ar fi perfectă, probabil că am stat toți într-un cerc, am bea cafele și am spune bancuri. Ceea ce ni se întâmplă din când în când, ceea ce nu-i rău deloc. Dar avem de făcut în fiecare zi un alt lucru care să completeze acest puzzle al celelalte religii. Și anume democrația. Pentru că fără democrație nu se poate într-o societate. Așadar, mă interesează ca această democrație să fie bine practicată, bine înțeleasă, și când spun bine înțeleasă, mă gândesc la educație. Pentru că se spunea, de exemplu, că cei care știu foarte multe nu sunt foarte fericiți. Și de aici silogismul sau sofismul pervers, că e mai bine să știi mai puțin ca să fii mai fericiți. Ceea ce mi se pare, după cum vă spun, un mare neadevăr. A fi mai educat înseamnă a înțelege mai multe și a fi mai bun. A fi un bun comunicator înseamnă să poți să-ți convingi semenii să facă ceva bun pentru comunitate. A avea entuziasm înseamnă germenele unei credințe, fie ea laică, fie ea religioasă. Și a avea o cauză înseamnă, nu-i așa, un fir călăuzitor în viață. Pentru că de ce nu mi-a plăcut niciodată să-mi propun să fac 1 milion de euro? Sau să-mi propun să fiu mai bogat. Deși sunt sigur că aș fi putut să o fac. Pentru că unde te oprești când faci bani? Unde te duce acumularea de bani? La mai mulți bani. La mai multă putere. Ce faci cu banii și puterea? Încerci să fii tu cel mai puternic. Pe când, după părerea mea, societatea umanistă pe care mi-o doresc nu înseamnă mai multă putere și mai mulți bani, ci înseamnă
mai mult bine, mai multă conștientizare și mai multă comunicare între oameni. Așadar, pot să-ți spun că după 21 de ani am început printr-o mare implicare, printr-o mare implicare în această norocoasă sau norocos eveniment din viața noastră, Revoluția Română din 89, și cred că așa voi și sfârși. Voi rămâne implicat până când voi schimba probabil tărâmul.